Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție emisiunii Ce vor plantele? Sunt Laura Călugăr și mă bucur să fim din nou împreună. Venim și în această seară cu sfaturi utile pentru cei care doresc o recoltă bogată, sănătoasă și gustoasă. Așteptăm întrebările dumneavoastră la cele două numere de telefon afișate pe ecran, dar și pe adresa de e-mail a emisiunii, pe care vă invităm să o folosiți și pe parcursul săptămânii. Așa cum v-ați obișnuit, alături de mine este și astăzi invitatul emisiunii, domnul doctor inginer Horia Ghibu, specialist în protecția plantelor. Bună seara, bine ați revenit! Bună seara, bine v-am regăsit! Și dacă am amintit de cele două numere de telefon, să nu-i mai reținem pe cei care așteaptă de ceva timp. Alo, bună seara, vă ascultăm! Alo, bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! Două întrebări asemenea. Vă ascult! Pentru focul bacterian, cum încep frunzele, pot să le dau deja să slupesc? Am avut acum 2-3 ani de zile, anul trecut, Doamne, zici, am avut ca să provin. În primul și în primul rând să faceți toaletarea corespunzător, să eliminați tot ce a fost uscat și care, ramurile care mai au frunze și să vă procurați din timp produsul Aleato. Aleato. Sau Aliet. Dar ăsta se găsește pe piață. Aliet. Aleato. Și faceți tratamentul, eventual repetați tratamentul când foliajul este încheiat la aproximativ o lună de zile. Da, bine, eu am avut acum 3 ani, 4 ani, dar acum au dispărut, am trecut, bine, am avut ca să mă înșănesc. Să nu vă faceți iluzii, pentru că focul bacterian, odată apărut, nu dispare, doar îl țineți sub control. Da. O altă întrebare, foliplantul ăsta pot să dau oricând când după ce înverzesc pomii fructiferi și la foliplantul puteți să-l aplicați la pomii fructiferi, în special cu eficiență maximă, când aveți frunze. Da, el la pomii tineri de 1-2 ani poate fi aplicat și la rădăcină. Da? Da. Și la cei mai bătrâni, că am de 5-7-10. La cei mai bătrâni, eu vă recomand numai îngrășămintele foliare sau gunoi de graj aplicat toamna târziu. Am înțeles, am înțeles. Domnul inginer, o singură rugăminte aș avea. Ați explicat că vă urmăresc, că întotdeauna nu pot să vorbesc cu dumneavoastră. Vă rog frumos să-mi spuneți la toate stropirile astea, că eu am albine sub pom, care atacă sau nu atacă pentru albine, ca să nu fie... Deci ceea ce trebuie să faceți dumneavoastră în momentul în care faceți tratamentele, deci albinele au zborul lor, primăvara, când vă hotărâți cu o zi înainte, că faceți mâine tratamentul, da? Da. Așa, atunci seara închideți urdinișul, da, faceți tratamentul și după ce ați constatat că pe frunzele, în apropierea, a stupilor, frunzele nu mai au apă pe ele, sau, deci soluția s-a uscat, puteți să le dați drumul. Da. Eventual, dacă le stropesc seara, până dimineața, au ceva mai nimic. Nu se întâmplă nimic. Puteți și treaba asta să o faceți. Bine, mulțumesc mult. Mulțumim și noi. Mai este și altcineva pe fir. Alo, bună seara, vă ascultăm. Să rămânile, bună seara, domnul inginer. Bună seara. Din județul Arad, Chișinău, Criș, Petru mă numesc. Da, spuneți. O întrebare. Amestecul de atonic cu mineriplexul, doza pentru fiecare pentru 10 litri de apă. Deci, eu acum am o grămadă de informații, nu le rețin chiar pe toate, vă dați seama, dar pe fiecare ambalaj în parte scrie... Eu am rugămintea la toți, nu numai la dumneavoastră, când le cumpărați. Cereți celui care vi le vinde să vă scrie pe ambalaj cât trebuie să puneți la 10 litri de apă, pentru că informațiile sunt extrem de multe și eu, dacă le-aș reține pe toate, ar trebui să vă scarpin în cap la un metru. V-am înțeles că va trebui să iau o lupă, că nu văd... Nu, dar v-am spus ce, în momentul când îl solicitați și când îl cumpărați, spuneți la vânzător, domnule, te rog frumos să-mi scrii aici cât trebuie să pun în 10 litri de apă. Da. Eu de exemplu, așa fac. Să vă întoarceți la magazin să cereți explicația, exact, dacă nu înțelegeți. Ei sunt obligați să facă treaba asta. Da, și încă ceva, aceasta se face în perioada de vegetație, da? În perioada de vegetație, da.
Da, cu vermorelul sau atomizorul? Vermorel, eu aș recomanda atomizorul pentru că pulverizează mult mai fin și, în altă ordine de idei, dumneavoastră aveți tot interesul ca soluția să rămână pe frunze. Da, vermorelul împrăștie în picăturile mai mari și de multe ori se spală de pe da, frunze. Da, am înțeles, da. Deci la legume, da, merge și la pom, da? Merge absolut la tot ce are frunza verde, la foarte multe plante de cultură. Da. Bine, asta a fost tot. Vă mulțumesc. Mulțumim și noi. Și multă sănătate. Mulțumim și noi. Alo, bună seara, vă ascultăm. Alo, bună seara. Vă auzim, spuneți. M-auzit? Da, spuneți. Aș vrea să pun o întrebare și eu domnului inginer. Vă ascult. Am în cireș de vreo 5-6 ani, dar ce am observat anul astăzi toamnă, s-o spar coaja, s-a rămas așa rotund, la un metru în jos, așa ceva. Și nu știu cum să fac ca să te... Să se cicatrizeze rana, da? Da. Deci, dumneavoastră, puteți să răzuiți coaja acolo unde ea, de fapt, se cicatrizează, că elimină cleiul acela. Da, dar e foarte mult ploată coaja. Se vede altceva acolo? Dacă aveți altceva și există eventual o breșe sau o gaură... Nu este o gaură, este rotund. Dar să sparg coajă până la, eu nu știu, alt strat de lemn acolo. Așa, e ca și rumegușul, da? Da. Acolo aveți dumneavoastră o larvă. O larvă de insectă. Bine ar fi să mergeți la fitofarmacie să vă cumpărați produsul Reldan sau Novadin Progres. Da. Și așa crud cum îl cumpărați, îl trageți în siringă și injectați în gaura respectivă, unde vedeți rumegușul, injectați 10-15 mililitri. Și după aceea gaura o astupați fie cu un dob de lemn, fie cu un dob de plută, fie chiar cu gumă de mestecat, nu este nicio problemă. Da? Ca să moară insect acolo. Este o larvă neagră. Și aia produce rumegușul acela. Și vreau să vă mai pun o întrebare. Am un nuc afară la stradă care... M-a auzit? Da, sigur. Da. Am un nuc afară la stradă că de câțiva ani nucile este negre și calznot și da. Este plin de cârnici. O descap de cârnici. Am încercat să l-am stropit cu niște un insecticid, dar văd că nu are efect. Deci problema nu este furnica, nu este... Acolo, dumneavoastră, aveți o problemă cu o bolă. Este vorba despre bacterioza nucului. Sunt și pe frunză, apar pete negre. Și pe fructe la fel. Dumneavoastră va trebui, cum apar primele frunzulițe la nuc, să faceți tratament cu produsul cu un produs pe bază de cupru, vă notați, cupridin. Da, dar este un nuc uriaș, nu știu cum să-l stopesc până sub. Chiar dacă, să știți că boala respectivă se manifestă în treimea de jos. Sus nu prea sunt ramuri afectate. Deci dumneavoastră, măcar jumătate din pom să-l puteți stropi. Da. Da? Vă spun sincer, este un nuc foarte... Am înțeles. Foarte mari de astea. Da, da. Deci, v-am spus, cumpărați-vă produsul cupridin și puneți 20 de grame în 10 litri de apă și pe cât posibil, să știți că sunt aparate, atomizoarele aruncă soluția până la 14-15 metri. Da? Dacă găsiți un cetățean care are atomizorii, vermorelul acela cu motor în spate. Aruncă soluția la 14-15 metri. Și puteți, însă tratamentul trebuie să repetați la aproximativ o lună de zile. Chiar dacă nu să știți că are vreo 30 de ani. N-are importanță să aibă 100. Dacă face fructe și are frunza verde, trebuie tratat. Da, bine. Vă mulțumim foarte mult.
Alo, bună seara, vă ascultăm. Alo, bună seara. Bună seara. Auzim, pentru căpșuni și zmeuri, dacă puteți să ne spuneți un ierbicid acum în perioada asta. Acum în perioada asta nu are rost să dați pentru că buruienile nu au apărut. Da. Și nu mai sunt în România acum ierbicide de genul acela să dați înainte de răsărirea buruienilor. Dar vă recomand să folosiți fie Pantera, fie da. Fusilate Forte, fie Agil. Da. Unul din ele. Eu vă recomand să folosiți Fusilate Forte. Și înainte de înflorire să dăm? Sau oricând când apar buruienile. Când apar deci, buruienile. Dumneavoastră nu vă orientați după planta de cultură. Vă orientați după apariția buruienilor. Când apar buruienile, stropiți buruienile și bine ar fi, pe cât posibil, să dați cât se poate de jos, să nu atingeți chiar toată planta. Am înțeles. Deci pe suprafața pământului, cât mai aproape de pământ. Da, să stropiți frunzele și buruienilor. Vă atrag atenția că omoară doar buruienile cu frunza îngustă. Piru, costreiu. Da, 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 da. Coda vulpii. Iarba vântului. Și pentru zmeuri la fel? Și pentru zmeură și pentru mur la fel. Mulțumesc. Sănătate. Mulțumim și noi foarte mult. Productivitatea, timpurietatea și genetica românească sunt caracteristicile de bază ale semințelor Agrosel. Ardeiul Gogoșar Traian F1 este un hibrid timpuriu, viguros, compact, pretabil în culturile din câmp și spații protejate, cu fruct cu pulpă cărnoasă și pericarp de culoare roșie. Agrosel, ocrotim tradiția. Am revenit și avem un alt telefon în direct. Alo, bună seara! Alo, bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! Să română, din Telorman vă deranjez. Vă ascultăm! Marian, mă numesc Moraru. Am și eu niște caiși. Da. Sunt înfloriți. Cam ce aș putea să fac după ce se termină înfloreala sau când deci, se mai poate stropi? După ce termină înfloritul, încep să apară primele frunzulițe. Da. În momentul în care frunzulițele sunt de mărimea unui ou de porumbel, va trebui să faceți tratamentul cu produsul Ditane sau Mancosol sau pe bază de Mancozeb. Cum am zis? Mancosol. Sau Ditane. Da. Așa, să faceți 5 tratamente din 2 în 2 săptămâni. 5 tratamente, 2 săptămâni. Da. Altceva. Altă întrebare mai aveți? Da, sigur. Spuneți. Încă o întrebare. Da, eu și am un mic soare, o mică seră, care pun și o roșii. Așa. Vă dați seama. Roșii ar decizie. Deja o parte din roșii le-am pus. Așa. S-au prins, sunt frumoase, da. Le îngrijesc foarte bine. Cu cea, adică când ar fi nevoie de stropeală sau de... Sau să vă spun ceva. Ca să vigorați plantele, să le revigorați și să le întăriți, v-aș sugera să vă procurați produsul Albit. Albit? Albit. Bit. Da? Și să faceți un tratament și la masa foliară, dar în special la pământ. Să udați cu el. Pământul? Da? Îi stimulează înrădăcinarea, plantele se dezvoltă mult mai repede, își formează un sistem radicular puternic. Și produsul acesta ajută la dezvoltarea plantei. Iar dacă o să aveți o problemă legat de condițiile climatice, acest albit elimină stresul plantei legat de asemenea condiții climatice, încât planta depășește condiția asta de frig sau de temperatură foarte ridicată. Vă mulțumesc foarte mult. Vă multă sănătate. Mulțumim și noi pentru telefon. Mai este și altcineva pe fir. Alo, bună seara. Alo, bună seara. Vă ascultăm. Bună seara. A,
am un păr care ar trebui să rodească după vârstă de 4-5 ani. În anii din urmă a făcut câte 2-3 pere și nici anul ăsta nu dă semne de copoci, de înflorire. Ce se poate face? Deci, dacă el a rodit... A rodit, dar foarte puțin. Câte 2-3 fructe. Bun, am înțeles. Soiul e foarte frumos, dar... Deja a crescut destul de mare și nu dă semne. Să vă întreb ceva. Dumneavoastră ați făcut tăierile de întreținere. De regulă, părul crește columnar, așa foarte înalt. Da. Și are foarte mulți glăstari lacom. Și dacă îi lăsăm acești glăstari lacom... Le-am tăiat. Am 60 Bun. De pom, da. Dacă ați făcut toaletarea respectivă, da, atunci v-aș sugera... să încercați să folosiți foliplantul, să îl revigorați, să-i revigorați masa foliară, să vedem, poate că în anul acesta va diferenția mugurii de rod. Și să poate face ceva acum, tratament, în momentul ăsta? În momentul ăsta i-ați făcut ceva tratament. Le-am făcut palea de iarnă. Deci dumneavoastră va trebui... Da, va trebui să așteptați până când apare butonul roz, înainte de deschiderea florilor. Da? În momentul în care au apărut aceste semnale, deci înainte de deschiderea bobocul propriu zis, trebuie să faceți tratamentul cu un insecticid și cu un fungicid. Pentru rapă înfăinare fungicidul și un insecticid pentru gărgărița bobocilor. Da. Problema este că nu prezintă boboci, prezintă muguri numai de frunze. Asta rămâne de văzut, pentru că încă nu... De unde ne sunați? Din Ialomița, și aici deja caii și-au înflorit. Și bun, e limpede treaba. Deci nici acum, cel care v-a tăiat părul a fost de meserie și a Da. Alții pomii merg bine, foarte bine. Înseamnă că pomul respectiv încă nu a ajuns la maturitatea deplină încât să diferențieze mugurii de rod. Mai trebuie avut un pic de răbdare cu el. Cât de mult poate să dureze? Că deja cred că are 5 ani. Dacă normal ar fi trebuit acum la 5 ani să intre în rod de plin. Așa am zis și eu. Da, mai... Dar să poate să-i dauneze că e un pic la umbra unui bazin? Cu siguranță. Am înțeles. Cu siguranță. Bine, vă mulțumesc frumos. Sănătate. Mulțumim și noi foarte mult. Mai este și altcineva pe fir? Alo, bună seara. Alo. Ne auziți? Da, vă auzi. Rămâna. Vă ascultăm. Bună seara. Bună seara și domnul profesor. Am și eu câteva întrebări. Bascul. E vorba despre lavandă. Am mutat-o dintr-un loc în altul. Da. Și aș vrea să știu ce îngrășământ aș putea să îi dau, cu ce îngrășământ și în deci ce acum, în această perioadă, puteți dumneavoastră să aplicați un îngrășământ complex. Să aibă toate cele trei elemente. Fie că este îngrășământ complex 20-20-20 cu microelemente, fie că este 16-16-16, scrie pe sac. Să aibă cele trei numere la fel. Să fie un îngrășământ echilibrat. Iar pentru prindere, încercați și vă procurați de undeva produsul albit, să vedeți că lavanda are rădăcini superficiale la suprafață. Produsul respectiv, dacă udați cu produsul respectiv, o să vedeți o revigorare extraordinară a plantei. Da, bun. Și mai am o întrebare în sensul că a spus dumneavoastră mai demult că cum e atonicul, da, dar e ceva care este un alt, nu știu cum se numește, pentru rădăcinare ceva lemnificat. Atonic și Mirelplex. Mirelplex? Da. Împreună. Și cum se face cu ele? Se moaie planta în... Păi, nu, se face tratament la plantare. Aha, da. Și mai am un măr care pe tulpină s-a scarojit așa. Eu v-am trimis un mail și, nu știu, poate ați văzut fotografiile pe mail.
Nu, chiar astăzi nu m-am uitat, dar... Nu astăzi, sunt trimis de câteva zile. Ce, cum, descrieți-mi un pic subiectul, cum arăta? Arăta, nu știu, să desfolie așa... Așa, pe tulpina, da? Tulpina. Da. Dacă se exfoliază, nu este nicio problemă, dumneavoastră ați făcut tratamentul cu produs pe bază de ulei. Da, i-am făcut, am vorbit și acum cu Reldan și cu un fungicid. Corect. E corect. O să vedeți că cu timpul o să se curețe tulpina să fie frumoasă. A, deci nu trebuie să-i dau cu nimic. Eu știu, nu. Acum nu sunt văruiți, dar o să-l văruiesc. O să-l... Nu, să nu dați cu var. Eu vă spun, nu sunt adeptul la așa ceva. Pentru că încercați dumneavoastră și puneți-vă mâna dumneavoastră într-o găleată cu lapte de var. Țineți-o 5 minute și scoateți-o afară, vedeți ce vi se întâmplă. A, bun, deci să nu mai le dau cu var la... Nu mai dați, că n-are niciun sens. Absolut niciun sens. Sunt acum produse de uz fitosanitar care rezolvă mult mai bine și mai ușor problema. Spunea cineva că varul nu-i dezinfectant. E o problemă... De concepție. Nici de cum. Deci cel mai bun dezinfectat sunt produsele pe bază de cupru care sunt omologate și utilizate în agricultură. Și astea sunt perfecte pentru așa ceva. Da, da. Cu siguranță vom răspunde și e-mail-urilor. Nu trebuie să vă faceți griji. Sunt sute de mail-uri pe care le primim. Vă mulțumim și pentru telefon. Rămâna, vă mulțumesc și o seară bună. Asemenea. Stresează plantele și reduc producția cu până la 30%. Și cauți o soluție antistres? Mai bine ascultă sfatul specialiștilor. Folosește Albit, biostimulator cu proprietăți antistres. Albit, dă putere plantelor. Am revenit. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara. Bună seara. Bună seara, vă mințineți. Intru direct în subiectul dumneavoastră. Puneți. Că sunt un vechi client al dumneavoastră. Domnul inginer, încă nu i-am tăiat, este vorba despre mers. Da. Acum, la sfârșitul acestei săptămâni, sunt într-o zonă rece și nu e pericol. Așa e tai de obicei, pe la sfârșitul martie, începutul la apriție. Asta trebuie să urmăriți fenofaza de dezvoltare a plantelor, corect. Bun. În mitaie de an de zile de 20, un om, cum spuneți dumneavoastră, care este dintr-o zonă pepinieră, da. Voinești, da, da. Merg pe mâna lui, anul trecut, vreau să vă spun și să vă mulțumesc, cu toate că s-au obținut pe țară cele mai bune recolte în ceea ce privește mărul, am avut și eu această posibilitate să văd, că până atunci tot credeam că nu vor. Mi-a demonstrat și mi-a spus, uite de ce suntem noi în stare, tu ești în stare, da. Și aproape că n-am fost în stare să culeg. Un pic de preocupare trebuie și plantele răspund. Bun. Acum, ce vreau să vă întreb? Fiind în posesia substanțelor care le-am preluat astăzi, vreau să vă întreb dacă am procedat bine. Și vi le spun. Midos, oil, adjuvant. Da. Adjuvant pe bază de ulei vegetal. Da. Acupral, da. Și ca insecticid Talent. Da, corect. Însă, sunt toate trei bune, însă trebuie să țineți cont de ordinea de amestec. Le puteți amesteca. Acupralul, vi-l spun eu, vă intru pe serdeasă și ce scuze, da. În apă călduță. Primul e acupralul, care îl topesc ușor în apă călduță. După care urmează insecticidul. Corect. și ultimul este pe bază de ulei. Uleiul, perfect. Asta e rețetarul amestecului. Au și ultima, care se dă pe bază de atomizor, folosesc atomizorul. Da, corect. Așa se și face tratamentul, însă să insistați, să curgă apa pe... Se face baie corect. După pom. Corect. Da, asta a vrut să intru și să vă povestesc, dacă că n-am folosit acest midosoil la juvan și vreau să vă întreb dacă... Păi bun, 100 de mililitri în 10 litri de apă. Da, eu am folosesc cam 200 de litri, am luat pentru 200 de litri, 3 litri de... Deci v-am spus de țetarul, să știți, nu trebuie mai mult. 100 de mililitri în 10 litri de apă. Da, 100 de mililitri în 10 litri de apă. Deci tot ce v-am povestit, spuneți că sunteți cam pe acord cu... Da, e bun. Soluțiile sunt bune.
Vă mulțumesc frumos. Sănătate. Ne bucurăm mult că sfaturile noastre vă sunt de ajutor și că obțineți recolte bogate. Haideți să mai răspundem unui telespectator. Alo, bună seara! Alo, bună seara! Bună seara! Domn profesor, am luat de la fitofarmacie Ovipron. Da. Și am auzit la emisiunea trecută că nu ar fi indicat. Nu, pentru că el se folosește. El este o parafină. Uitați-vă ce scrie pe ăsta. Și se folosește în perioada de vegetație, nici de cum în perioada de repaus vegetativ. O secundă. Pe prospectul acestuia scrie că pentru perioada de acum de iarnă se poate folosi undeva la 250 de mililitri la 10 litri de apă. Deci folosit ca ulei horticol. Eu v-am spus, eu v-am spus părerea mea de specialist. Eu vă spun după prospectul acestuia. Da. Dacă mai adăugăm niște insecticid, folosim decât 150 de mililitri. Iar ca ajuvant, decât 20 de mililitri în 10 litri de apă. Ce ziceți? Eu v-am spus okay? Părerea mea și eu am cărți, acum nu le deschid aici să le vedeți. Scrie clar, Ovipron în perioada de vegetație. Am carte aici, uitați-o. Și dacă doriți, cred, o pot deschide și să vă arăt. Că puteți citi. Da. Eu v-am citit. Că alți comercianți sau mai știu eu cine, pentru că mulți, haideți să vă spun pe aia dreaptă, mulți au profitat de chestiunea asta că s-au retras confidorul, emerit, Luprii Doil și așa, emerit Doil, s-au retras și atunci au făcut tot fel de combinații ca să vândă produsele. Eu nu v-am spus. Părerea mea este, cunosc produsul Ovipron, niciodată nu s-a folosit în perioada de repaus vegetativ. Am înțeles. Dar dacă doriți, puteți să-l folosiți, nu dăunează, dar nu are nici efect. Dumneavoastră vă trebuie să facă o peliculă în perioada de repaus, în așa fel încât să omorâm insectele care sunt acolo, ouăle și așa mai departe. Am înțeles. Da? Am înțeles. Dar ca ajuvant, deci în timpul vegetației... În timpul vegetației puteți să-l folosiți. Ăla se folosește pentru perioada de vegetație la Quadraspidiotus, la păduchele din San Jose. Da, da. Altă întrebare. Da. Dacă am utilizat, am făcut o soluție astăzi de alcupral cu Reldan, cât perioadă este valabilă? O zi, două, o săptămână? 48 de ore. Decât 48 de ore? După 48 de ore o să vedeți dumneavoastră că soluția se înnegrește. Da. Și mai bine pregătiți soluțiile în zilele respective și le consumați, pentru că s-ar putea întâmpla ca după 2-3 zile să le aplicați și să faceți mai mult rău decât bine. Am înțeles. Bine, mulțumesc mult. Mulțumim sănătate. Și noi, sănătate. Alo, bună seara, vă ascultăm. Bună seara. Să rămână. Vă auzim. Bună seara, domnul inginer. Să rămână. Sunt din Petrești, din Bobița. Da. Și avem și noi un solar. Noi în zona aceasta, cu asta ne ocupăm. Da. Și punem, acum, de cu primăvară, punem răsaduri. Da. Și după răsaduri, după ce terminăm cu răsadurile, punem roșii. Da. De vreo 3 ani de zile nu mai putem să reușim să aducem roșiile până la bun sfârșit. Pentru? Ce manifestări sunt? Noi le plantăm la alveole. Așa. Și când vine timpul cât merg ele acolo, mergem la plantat cu ele. De exemplu, plantăm astăzi. Mâine le găsim urcate jos. Se ofilează, au o boală. Bun, să vă spun ceva. Deci în solar sau în seră sau unde plantați dumneavoastră, ați dezinfectat solul? Nu. Ei, trebuie neapărat dezinfectat. Acum, s-ar putea întâmpla ca dumneavoastră să aveți acolo, puneți, cu ce îngrășați-o? Cu gunoi de grajd? Da, și
ce? Mai punem, anul acesta am pus și un sac de îngrășăminte, că nu e solarul chiar așa. Dacă, dacă ați alimentat cu gunoi, ați îngrășat terenul cu gunoi de graj, acum un an, doi, mai știu eu, acolo s-ar putea întâmpla să găsiți dumneavoastră nematozi. Sunt niște viermișori mici, albi, pe care nu-i vedeți cu ochiul liber. Și bine ar fi să încercați dumneavoastră. Deci acum ați plantat acolo? Nu, avem răsaturile. Bun. Înainte de plantare, cu două, trei zile înainte de plantare, să căutați dumneavoastră în fitofarmacii Velum Prim. Velum Prim. Să face tratamentul în sol umed. Deci udați înainte de a face tratamentul cu soluția respectivă. Da. Și stropiți cu una, două zile, una, trei zile înainte de a pune răsadurile. Da, una, două, înainte de răsaduri. Înainte de a pune răsadurile acolo. Da? S-ar putea, și... s-ar putea întâmpla să fie și o altă problemă legat de boli. Este o boală la răsaduri, Pitium de Barianum, care atacă răsadurile la colet, la îmbinarea plantei cu pământul. Nu sunt maro acolo. Da, da, sunt maro. De exemplu, astăzi le terminam de plantat, mâine 20-30 sunt duse. Bun, am înțeles. Să vă mai notați încă un produs. Da? Da. Previcur Energy. Da, noi dăm și la răsaduri cu previcuri. Ei, atunci dați și la plantare și după ce ați făcut plantarea, poate chiar în ziua respectivă, roșiile sunt așa de 10-15 centimetri? Da, da, da. Bun. Când faceți plantatul, încercați dumneavoastră și vă cumpărați produsul albit. Da. Și puneți la rădăcina fiecare câte un pic, câte 100 de mililitri de soluție. Dar bineînțeles, îl dizolvați în apă. Da, da, da. Altfel să, deci, să dezvoltă repede sistemul radicular. Albitul ăsta e bun și acolo unde dumneavoastră semănați. După ce ați semănat... Acum am adus și la noi în farmacie, am întrebat chiar astăzi, că n-a avut până astăzi. Da. Și a zis că au adus. No, dar încercați... Dar să vă întreb. Aici prima dată la Velum Prim, cantitatea la cât, la 10 litri de apă, de exemplu, ce cantitate de... Deci produsul se dizolvă în 10 litri de apă, să puneți dumneavoastră aproximativ 5-6 mililitri. 5-6 mililitri. Da. Și domnul inginer, încă ceva. Deci merg roșiile, să le sunt îngrijite frumos tot, merg și apoi când e să apară și etajele cu flori. Da. Atunci mai, pe fiecare etaj o floare, două, dacă mai rămâne. Bun. Le pierde. Bun. Să vă procurați și îngrășăminte foliare, să ajutați plantele. Foliplant. Deci am dat. Cum? Cu altceva noi am dat de fiecare dată, dar n-am dat cu foliplant. Încercați foliplantul, care are o mulțime de microelemente care ajută planta. Eu fac recomandările astea, vă spun că am văzut substanțele lucrând. Că dacă nu le-aș fi văzut lucrând, n-aș fi spus nimica. Dar din fericire le verific și văd unde sunt probleme. Nu și spun... Noi lucrăm.